Suburbia Gâștești va avea două bazine pentru alimentarea cu apa localității, fiecare cu un debit de 300 de metri cubi și o stație de tratare. Ele vor fi amplasate pe un teren al municipalității, care urmează să fie pus la dispoziție operatorului Ieșan. În acest sens, în cursul zilei de miercuri, o echipă de proiectanți și reprezentanți ai APA Vital, precum și funcționari ai primăriei, au verificat la fața locului terenul respectiv și căile de acces. După rezolvarea formalităților, ar urma să înceapă procedurile de licitație în vederea încheierii contractului de execuție. O echipă mixtă a APA Vital, a Eptisa și a unui număr important de angajați de la Primăria Pașcani s-au deplasat în zona Gâștești pentru identificarea extrem de precisă a locului unde urmează să fie amplasată gospodăria de apă și mai ales a căii de acces. După acest moment se pot continua demersurile pentru scoaterea din circuitul agricol a suprafeței afectate de investiții, pentru montarea și amplasarea bazinelor de apă care vor aproviziona satul Gâștești și după aceea urmează să fie scos din domeniul privat și trecut în domeniul public terenul afectat. După ce vor fi parcurse aceste proceduri, cred că se poate da drumul la licitații, probabil începând cu mijlocul acestui an sau partea a doua anului prezent. Totodată se are în vedere extinderea rețelelor de apă și canalizare la Gâștești. Lucrările ar urma să înceapă imediat după finalizarea licitațiilor, în cadrul unui proiect județean în valoare de 509,2 milioane de euro, din care 85% reprezintă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar diferența de 76,4 milioane este acoperită de bugetul de stat și de partea de cofinanțare a APA Vital. Din acest proiect, municipiul Pașcani va beneficia de investiții de peste 25 de milioane de euro, fără TVA, pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare. Investiția este necesară, mai ales pentru eliminarea pierderilor de apă, așa încât să poată fi asigurată furnizarea apei, fără întreruperi. Proiectul, așa cum știți, este foarte important și strict referindu-ne la zona unde ne aflăm. Practic, prin construcția acestei gospodării de apă se va asigura alimentarea cu apă în regim continuu, cu apă de bună calitate a tuturor locuitorilor satului Gâștești și, de asemenea, acest lucru va permite nu doar realizarea rețelelor de apă, ci și a celor de canalizare care ulterior vor fi dirijate, apreuzate spre stația de epurare de la Pașcani. Sigur, dumneavoastră știți că pe lângă această investiție, cea mai importantă rămâne cea de înlocuire a conductelor de distribuție a apei din municipiul Pașcani, pentru că, din păcate, din cauza pierderilor semnificative de apă, am avut în ultimii 2 ani câteva dificultăți în a furniza în regim de continuitate apă către clienții din Pașcani și la momentul în care se vor finaliza aceste investiții, sunt convins că această problemă nu va mai apărea.